În așezământul social-filantropic al parohiei Urșița Mironeasa din protopopiatul 3 Iași, județul Iași, s-a desfășurat joi 7 aprilie 2022 o nouă ediție a proiectului Pâinea noastră cea de toate zilele. La inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, 150 de copii de la școala gimnazială Urșița au primit o masă caldă. Atât cei mici, cât și cei mari, însoțiți de câteva cadre didactice, au ajuns cu emoție și cu bucurie în incinta ansamblului parohial. Sub noua clopotniță a parohiei a fost întâmpinat cu pâine și sare părintele stareț Nicodim Gheorghiță, ce a fost însoțit de către protosinghelul Iorest Goraș, secretarul mănăstirii Hadâmbu. În casa socială s-a oficiat un trisaghion pentru ctitorii așezării monahale din Dealul Mare mutați în veșnicie. Este Dumnezeu nostru de una acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Împrimine, Doamne, Iubesc, Tatălui noastră, Sfântul Iată, Părăzirile noastre, Sfântul Cercetează și Vinicile Putințele noastre, pe mulți numele Tău, Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, mirește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul și se astăzi și numele Tău vie. Ești pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, moșilor, părinților, fraților, fiilor, ale tuturor sufletelor celor dumnezeieri și minții cu noi, care mai înainte au adormit în adrește, în viere, a vieții vești, a tuturor, Sfintei Mănăstirii noastre, miluitorii, binefăcătorilor, ale tuturor celor ce s-au osit, sfârșit în acest sfânt locaș, arhierei, mona, preoțele de acunia, cărmonași și slujitori ortodoși creștini care odihnesc aici. Și-a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunea preacurată, Maică Sale, ale Sfinților Slăviților, într-o tot lăudață apostol, ale cuvioșului Dumnezeu, purtătorul Părinților noștri, ale tuturor Sfinților. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a menționat că prin organizarea Agapei pentru cei 150 de copii a dorit să încurajeze activitatea filantropică din satul Urșița, ai cărui locuitor se confruntă cu mari lipsuri. Am venit cu un gând de ajutor să-l sprijin pe părintele parohiei Emanuel, fiindcă am auzit că face un gest frumos, a format în fiecare joi, dând o masă. Cu ce poate Sfinția sa, le oferă o masă în fiecare joi la prânz. Și atunci m-am gândit să vin și eu în sprijin să oferim masa de joi, cum a fost și astăzi de altfel. Deși este considerată această zonă cea mai săracă zonă, aș putea spune, din Moldova, satul Urșița, unde vedem de multe ori că vin și chiar de la oraș, ajutând cu alimente în zona aceasta. Noi, când putem, de fiecare dată, în afară de masa care se oferă la mănăstire, la toți pelerinii, să știți că tot timpul vin și copiii din această zonă, unde am văzut astăzi peste 150 de copii care au reușit să le dau acest prânz, această faptă, să spunem că probabil că în viitor o să mai adauge și alții buni creștini să facă această faptă. Și atât Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a ajutat și azi am oferit cu multă bucurie acest prânz, această masă, la peste 150 de copilași. În cont că în trecut aici nu prea erau slujbe în fiecare duminică, s-au format mulți dintre ei cei mai mărișori, să spunem, că sunt foarte mici, dacă ați observat. I-am format la mănăstire, spovediți la mănăstire, împărtășiți la mănăstire. Acum, dacă a trimis Dumnezeu un preot, să spun, un preot foarte bun, vedem
câte realizări în scurt timp a reușit Părintele Emanuel să facă datorită și credinței, dar cred că și mănăstirea, să spun, l-a sprijinit foarte mult. Simt foarte mult la preoții gospodari și acolo îmi văd un preot gospodar, intervin și eu cu ce pot, din puținul care le trimite Dumnezeu. Proiectul Pâinea Noastră Cea de Toate Zilele a început pe 2 februarie 2022. În acea zi de joi s-a organizat un praznic pentru o pruncă mutată la Domnul înainte de vreme. Întrucât a conștientizat cât de importantă este hrana pentru copii, Părintele Paroh Emanuela Petrei, în colaborare cu Școala Gimnazială Urșița și cu mai mulți iubitori de semeni, s-a străduit ca de atunci să ofere o masă sau un dar micilor enoriași, indiferent dacă sunt sau nu ortodoxi. Proiectului Pâinea Noastră Cea de Toate Zilele a venit în urma unei mese oferite de Părintele Stariț, care a fost alături de mine și de noi, aș putea spune, încă de acum 3 ani, când am început lucrările în această mică comunitate. Fiind o mormântare a unui prunc din parohia noastră, nu am cerut ajutorul mănăstirii, însă i-am spus Părintele Stariț că a trecut un înger din parohia noastră în Împărăția lui Dumnezeu. Și chiar dacă nu am îndrăznit să cer ceva, Părintele a oferit masă atunci pentru 100 de copii și nu doar masa, ci s-a oferit să ajute pentru întreaga mormântare. După terminarea mormântării, am avut un gând, fiind un parteneriat între Școala Urșița și parohia noastră, am zis ce ar fi să încep să dau câte ceva, nu am zis să dau mâncare, să dau felul 1 sau 2, să dăm câte un corn copiilor. Și seară de seară mă gândeam, Maica Domnului, cum să fac să dau ceva de mâncare? Eu vreau să dau de mâncare. Și au început oameni și din Iași, dar primul care, să spun așa, ne-a sărit în ajutor a fost Preacuviosul Părintele Stariț Arhimandritul Nicodim, care iată și astăzi, după începerea proiectului, continuă printr-o masă oferită celor 150 de copii și n-aș putea spune că a fost o masă oarecare. Noi până acum dădeam poate o sărmăluță sau poate un pahar de suc sau poate un corn. Iată că astăzi Părintele Stariț a venit în mijlocul nostru cu o masă foarte bogată și cred că doar Maica Domnului a făcut ca ocrotitoarea mănăstirii Hadâmbu să devină într-un fel și ocrotitoare a parohiei noastre. Și pe această cale îi mulțumesc și chiar noi îl așteptăm și îl reașteptăm și așteptăm poate și pe alții care vor să alăture, să putem hrăni copiii, pentru că aceștia au nevoie și de hrană trupească, dar și de hrană spirituală. În urma implementării proiectului, prezența la orele de curs în ziua de joi a crescut. Acest lucru arată cât de mare este sărăcia din această parte a județului Iași, după cum a explicat preotul parohiei Emanuela Petrei. Sunt prezenți într-un număr ceva mai mare la școală și pentru faptul că au început să primească câte un sandwich printr-un proiect organizat și din partea primăriei, dar în zi de joi, chiar copiii au început să spună, venim joia la școală pentru că părintele dă un corn, un pahar de suc, sigur ne aduce ceva. Și ca să fac o glumă așa, unul din profesori într-o zi a spus elevilor, părintele nu o să mai vină la școală. Și ei au exclamat, păi și nouă cine o să ne mai dea din mâncare de acum? Dar mă gândesc că în afară de această mâncare trupească, avem datoria să le oferim și sprijinul spiritual. Și dorința mea este ca măcar o parte dintre ei să continue să studieze și după ce termină clasa 8-a. În parohia Urșița s-au derulat din luna martie 2019 până în prezent mai multe lucrări de construcție. În perioada următoare va fi cumpărat un teren din apropierea ansamblului parohial, a mai adăugat preotul parohiei Emanuela Petrei. 1 martie 2019, adică acum 3 ani, am fost numit ca preot în parohia Urșița, găsind aici bisericuța care se află în spate, să spun așa, la roșu, la nivelul cărămidei, și am început activitatea alături de credincioșii puțini din acest sat. Însă am început-o cu o dificultate poate mai mare, încercând să-i adun, încercând să-i caut, să-i aduc
lângă biserică și sprijin uriaș l-am primit din partea mănăstirii Hadâmbu, din partea părintelui stareț arhimandritul Nicodim, cel care a fost alături de mine, cel care a devenit, dacă nu neapărat duhovnicul meu, a devenit ca un al doilea duhovnic, căruia îi spun ceea ce mă pasă, căruia îi cer sfaturi și cu binecuvântarea în al preasfințitului Teofan și cu ajutorul părintelui stareț am început continuarea lucrărilor la biserică, apoi construirea casei sociale, construirea unei clopotnițe, aleile care s-au turnat, gardul care s-a turnat, toată împrejmuirea celor 2000 de metri pătrați, atât cât are curtea bisericii. În continuare vom încerca să extindem curtea bisericii prin amenajarea unui cimitir și astfel am început demersurile pentru achiziționarea unui pământ în continuarea curții bisericii, 3000 de metri pătrați, pe care nădăjduim să organizăm și să înființăm un cimitir, să fie cimitir al parohiei, cimitirul satului, să spunem așa. Chiar și astăzi lucrăm în interiorul bisericii, punem marmură pe jos, atât cât ne putem permite, și lucrările care le-am început, tot timpul le-am început cu sprijinul părintelui stareț. El a fost cel care, într-un fel, aș putea spune că m-a împins așa de la spate cu ajutorul Maicii Domnului și tot timpul mi-a spus: haide, părinte, ia și fă, apucă-te de gard, apucă-te de clopotniță, apucă-te de casă, ia și toarnă alei, ia și fă scări și ia și înfrumusețează această curte, și recunosc că fără ajutorul lui poate că nu aș fi ajuns aici. Pentru noi și zicem toți voda proste. Mulțumim pentru ce ne-a dus la biserică. A fost bine și bun. Cel mai mare dar pe care îl poate primi un copil este educația. La Urșița, biserica și școala, împreună cu autoritățile locale, caută soluții ca viitoarea generație să învețe pentru a avea un viitor cât mai bun. Dacă îi privești în ochi pe acești copii, primești recunoștință nu atât pentru darul mai mic sau mai mare, cât pentru gândul pe care îl ai către aceștia. Persoanele care doresc să sprijine proiectul Pâinea Noastră Cea de Toate Zilele pot afla mai multe detalii de la numărul de telefon al părintului parohie Manuela Petrei, 0755 458 192, sau de pe pagina de Facebook a parohiei.